Bună dimineața, pacea Domnului, bine ați venit la locul de închinare. Dumnezeu ca întotdeauna și pentru astăzi are o binecuvântare specială pentru fiecare dintre noi. Și El dorește din toată inima ca să găsim acea binecuvântare și să ne facă fericiți. Deschidem școala de sabat cu cântarea numărul 233. Lângă Iisus am găsit pacea sfântă. Cu această ocazie voi citi din Psalmi, capitolul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei,
mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și în care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Ne vom ruga împreună. Bunule Tată care locuiești în ceruri, îți mulțumim frumos pentru dimineața aceasta pe care ne-o dăruiești și îți mulțumim în mod special că noi acești câțiva oameni am ales să fim la locul de închinare. Primește mulțumirea noastră, iartă și binecuvintează. Te rugăm să faci ca dimineața aceasta de laudă, de rugăciune, de cuvânt, să ne umple inimile de dorința de a deveni plăcuți ție și în felul acesta, această biserică, să-ți aducă onoarea și închinarea care ți se cuvin. Rămâi cu noi și numele Tău să fie slăvit prin Hristos, acum și în veci de veci. Amin. Bună dimineața și pacea Domnului tuturor! Fiți bineveniți la închinare și Domnul să vă dea bucurie, să vă dea liniște și odihna pe care El o dă sâmbăta. Amin. Pentru această ocazie avem împreună cu noi familia lui Sergiu Macovei, un păstor din Conferința Moldova, un păstor plin de spontaneitate, de viață, cu întreagă casa lui și ne bucurăm că în această sâmbătă pot să slujească pe Dumnezeu și prin el ne pot sluji și pe noi. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Casa lor este plină de artiști, probabil că știți cei mai mulți dintre voi, și nu știu dacă cea mai mică artistă a casei ne cântă acum o cântare ca să ne putem înviora și noi. Ce zici, prințesul, ne cânți? Dacă fetița vrea să cânte. Nu ne cânți? Cânți și de la 11. Ne cânți? Dacă e o cântare din asta cunoscută, te acompaniez eu la pian, dacă nu te acompaniază mamă. Hai! Dar poți să ne cânți fără niciun acompaniament. De la numai de la 11 cânți. Da? Și eu acum nu cânți niciuna. Nu? Bine. Ce? Nu e prima dată când sunt dus cu preșul. Da. Bine. Atunci haideți să cântăm cu toți o cântare, să lăudăm pe Domnul și apoi vom asculta cuvintele Domnului rostite de păstorul Sergiu. Dacă cineva își dorește o cântare și ne-o spune. 486. Atâta dor s-a strâns în pieptul nostru slab.
Amin. Amin. Vă spun pacea Domnului. E un mare privilegiu pentru mine și familia mea să fim astăzi împreună cu dumneavoastră, mai ales că până astăzi am auzit foarte, foarte multe lucruri despre Nazna, numai lucruri bune, și în câteva ocazii am reușit de v-am urmărit și pe internet. Și imaginea pe care ne-am creat-o despre Nazna este una euforică. Al doilea lucru care trebuie să-l împărtășesc cu dumneavoastră este că de foarte multă vreme nu am mai fost alături de profesorul meu, Iacob Coma. Și lucrul acesta mă face să mă simt din nou ceva mai tânăr. Suntem la momentele devoționale și n-am să petrec mai mult timp decât este necesar cu cuvinte de complezență. Însă, la momentele de rugăciune, am învățat în momentul în care am cunoscut Biserica Adventistă, și lucrul acesta se întâmpla undeva la vârsta de 14 ani, am învățat că momentele acestea sunt poate cele mai importante momente ale sabatului. Nu știu cum se obișnuia la dumneavoastră, sau dacă s-a obișnuit vreodată lucrul acesta, deși mă îndoiesc că nu s-ar fi întâmplat, însă în perioada când am intrat în Biserica Adventistă, am descoperit că oamenilor le producea o foarte mare bucurie să facă un anumit lucru atunci când veneau la momentele de devoțiune, la momentele de rugăciune. Întotdeauna exista un timp special pentru mulțumire. Și așa se făcea că atunci când cineva avea un cuvânt de mulțumire special, făcea acest lucru. Știu că acum ideea aceasta a fost integrată cumva în școala de sabat. N-aș vrea însă să trec peste dorința vreunia dintre dumneavoastră care ar vrea să prezinte mulțumirea lui în mod public înaintea lui Dumnezeu în această dimineață. Este cineva care ar avea un cuvânt de mulțumire în mod special? Atunci am să citesc din cuvânt. Când vii la rugăciune, cauți o experiență specială. Vrei să-L găsești pe Dumnezeu și lucrul acesta să te entuziasmeze. Vrei să guști ceva din ceea ce este Dumnezeu. Pentru că am învățat foarte multă vreme că rugăciunea nu înseamnă doar să-i spui ceva lui Dumnezeu, ci înseamnă ca Dumnezeu să ți se dea ție. De aceea aș vrea să vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la unul dintre personajele care m-a impresionat de fiecare dată în ceea ce privește rugăciunea, pentru că omul acesta și-a dorit o relație specială cu Dumnezeu, a luptat pentru relația aceasta specială, a dorit o închinare personală cu Dumnezeu. Omul despre care vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta viața lui se găsește scrisă pe paginile Sfintelor Scripturi în Exodul, capitolul 34. De la pagina 98, de la versetul 1, ni se spune că Domnul a zis lui Moise: taie două table de piatră ca cele din tâi și eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele din tâi pe care le-ai sfârmat. Fii gata dis de dimineață și suie-te de dimineață pe muntele Sinai, să stai acolo înaintea mea pe vârful muntelui. Nimeni să nu se suie cu tine și nimeni să nu se arate pe tot muntele, nici boi, nici oi, să nu pască pe lângă muntele acesta. Un pastor în vârstă, care acum nu mai este în viață, dar care pentru mine a însemnat foarte mult, pentru că întotdeauna sfatul lui însemna greutate și însemna găsirea unui răspuns și a unei căi, spunea că la un moment dat a cunoscut un pastor tânăr care și-a dorit foarte mult ca atunci când a intrat în primul district să facă lucrarea lui Dumnezeu cu toată inima și a propus
să petreacă un timp special cu Dumnezeu. Așa că a zis în mintea lui, mă voi trezi dimineața foarte, foarte devreme. Partea interesantă este că locuința în care își desfășura activitatea și bisericile pe care le avea, erau biserici de sat, iar locuința lui era chiar la marginea satului. Culmea este că vis-a-vis de casa lui era o singură casă. Toate celelalte case din sat erau undeva ceva mai departe. Și tânărul acesta și-a zis, mă voi trezi dimineață, iar pentru el însemna dimineață undeva pe la 6:30. Știu, acum persoanele cu părul alb se uită la mine și spun, 6:30, ce e aia? Pentru că de la o anumită vârstă, somnul nu mai este somn, te-ai culcat, te-ai trezit pe la 2, 3, 4, te apuci de treabă. Însă știm, tinerii dorm mai mult. Și a zis la 6:30. S-a trezit la 6:30 și, pentru că era iarnă, atunci când s-a trezit, s-a uitat pe geam și a văzut la vecinul lumină. Și a zis în mintea lui, omul ăsta, pentru lumea aceasta, pentru pământul ăsta, se trezește să muncească. Așa, de cu dimineață, iar eu pentru Dumnezeu să mă trezesc la 6:30, atât de târziu, mă voi trezi la ora 5:30. Și a doua zi s-a trezit la 5:30. Și când s-a ridicat din pat, s-a uitat pe geam și la vecinul era lumină. Și a spus, e imposibil! Pentru bani omul ăsta face un astfel de sacrificiu, iar eu pentru Dumnezeu să nu fac un sacrificiu mai mare? Așa că mă voi trezi la ora 5. Și apoi a fost ora 4:30 și apoi a fost ora 4. La un moment dat, supărat de faptul că omul respectiv se trezea tot înaintea lui, s-a dus până la el, a bătut la ușă și a spus, Domnul meu, de ce te trezești dumneata atât de devreme? Și omul i-a spus, l-a întrebat, ce lucrezi? Și omul a spus, sunt croitor. Bine, și de ce te trezești așa de devreme? Zice, pentru că eu îmi doresc să mă închin lui Dumnezeu. Era și el adventist. Nu cred că este atât de importantă ora la care te trezești. Și nu cred că ăsta ar trebui să fie mesajul. Însă lecția pe care Dumnezeu mi-o oferă aici este una excepțională. Știm că de foarte multe ori Iisus Hristos, atunci când se ducea să se închine, uneori se ducea foarte târziu, noaptea, și îl prindea dimineața încă pe genunchi. Nu ora este importantă. Altceva este important. Și versetele pe care le-am citit accentuează lucrul acesta. Și spune, fii gata dis de dimineață și suie-te de dimineață pe muntele Sinai să stai acolo înaintea mea. Nimeni să nu se suie cu tine. Sunt două elemente excepționale aici. Am văzut foarte multe hoteluri, de fapt majoritatea au o bucată de carton pe care scrie, vă rog să nu deranjați, da? Și se pune pe clanța ușii atunci când vrei să nu fii deranjat. Când am fost la un coleg pastor într-o biserică din afara țării, am fost la dumnealui acasă, am observat lucrul acesta, aș făcuse un astfel de carton, dar pe cartonul acesta spunea, vă rog să nu deranjați, este timpul meu cu Dumnezeu. Cred că ceea ce îl interesează pe Dumnezeu este care este timpul pe care îl ofer lui și cât de calitate este timpul acesta. Să stai acolo înaintea mea, nimeni să nu se suie cu tine. Apropo, de ce închizi ochii la rugăciune? Ți-ai pus întrebarea aceasta. Știți că se vorbește că noi în Biserica Adventistă nu avem tradiții. Oare? Câte lucruri le facem pe care le-am prins de la celălalt, fără să fi întrebat de ce fac lucrul acesta? Să stai acolo înaintea mea. Trăim într-o societate care nu propovăduiește a sta, ci a fugi. Avem fast food, da? Mâncare rapidă. Avem tren de mare viteză. Totul este în viteză. Și vine Dumnezeu și spune, nu, stai. Mântuitorul îi cheamă pe ucenici la un moment dat și le spune, veniți deoparte și stați
Ai un timp de calitate pus deoparte? Nimeni să nu se suie cu tine. Știți ce îmi place? Că esența mântuirii, unul din elementele principale ale mântuirii, este că atunci când Dumnezeu îți spune să faci un lucru, tu îl faci întocmai fără să mai comentezi. Iar Moise, ascultând de Dumnezeu, atunci când Dumnezeu îi spune, scoală-te dis de dimineață, să stai înaintea mea, nimeni să nu se suie cu tine, să nu fii deranjat, da? Versetul 4 spune că Moise a tăiat două table de piatră ca și cele din tâi, s-a sculat dis de dimineață și s-a suit pe muntele Sinai după cum îi poruncise Domnul. De foarte multe ori, atunci când Dumnezeu ne cere un lucru, de foarte multe ori tindem să negociem cu Dumnezeu, să-i spunem, da, poate se poate aici cumva schimba ceva, aici modifica ceva, asta cumva ocolită. Dumnezeu își dorește să ascultăm de El. Îmi place foarte mult rezultatul unui timp de calitate cu Dumnezeu. Și rezultatul este prezentat în trei versete. Primul element al acestui rezultat este versetul 5, unde spune că Domnul s-a pogorât într-un nor, a stătut acolo lângă El. Atunci când tu îți iei timp să stai lângă Dumnezeu, ce face Dumnezeu? Vine și stă lângă tine. Când tu stai, El stă. Am păstorit câțiva ani buni în Bucovina. Este graiul bucovinean și una din vorbele care mi-a rămas în minte de acolo, atunci când îl vizitam pe un frate în vârstă, avea o problemă cu spatele, stătea mult aplecat, dar avea o înțelepciune deosebită și îmi plăcea să merg la el, pentru că omul acesta avea niște cuvinte înțelepte, era deosebit, îmi plăcea să-l ascult. Mergeam la el și când intram în casă, indiferent a câta oară era acea vizită, știam că atunci când intram și spuneam bună ziua, ce mai faceți, nu însemna că el trebuie să-mi spună doar bine, o discuție simplă și apoi să plec. Nu. El îmi spunea două cuvinte, șăzi și-om grăi. Am constatat în timp că șăzi, cuvântul acela, nu însemna doar să stau pe un scaun, ci însemna să schimb o poveste. Însemna să împărtășesc ceva ce aveam pe suflet și să ascult ce avea el pe suflet. Și asta, de fapt, însemna a grăi. Și am simțământul că Dumnezeu își dorește să ne spună de multe ori șăzi și om grăi. Să îți iei timp să stai cu El, să petreci timp cu El, un timp de calitate, să faci exact cum îți spune El, să-L asculți pe Dumnezeu. Și Dumnezeu face întocmai cum îți cere ție. Spuneam trei versete? Se schimbă ceva în rugăciune atunci când procedezi în felul acesta. Dacă la un moment dat ești centrat pe tine și te rogi, Doamne, iartă-mă pe mine, dă-mi mie, fă pentru mine, ajută-mă pe mine, eu în centrul atenției, se schimbă ceva. Mai mult decât atât, atunci când mă rog de obicei pentru cei păcătoși, da, uneori ezit să mă includ pe lista aceea. Dacă mă rog, iartă-i pe ei, cam uit să spun, iartă-mă și pe mine. Și atunci ai versetul 9 care spune foarte clar. El a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne. Poporul acesta este în adevăr un popor încăpățânat, dar, și aici vorbește la plural, și se include și pe el, iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea Ta. Dacă de la rugăciune n-ai plecat mai stăpânit de Dumnezeu, mai rob supus lui Dumnezeu, înseamnă că nu a fost o rugăciune bună. Dacă rugăciunea ta a fost doar iartă-i pe ei și nu te-ai rugat, iartă-ne pe noi, gândindu-te mai întâi la păcatele tale, ceva nu funcționează bine. Mi-a plăcut întotdeauna gândirea apostolului Pavel. Știți ce spune Pavel atunci când are două liste? Pe una dintre liste spune, este lista
păcătoșilor, iar cealaltă este lista funcțiilor. Da? Ce slujbă ai, cât de important ești. Și pe lista slujbelor, pe lista aceea pe care foarte mulți vor să fie foarte sus, Apostolul Pavel spune, în cele din urmă, ca la o stârpitură, s-a gândit Dumnezeu și la mine. Și prin asta se pune unde? În coada listei. Iar când vine de vorba de lista păcătoșilor, știți ce face Apostolul Pavel? Se pune în frunte, nu se pune ultimul. Da? Spune, Dumnezeu a venit să salveze pe păcătoși, da? Dintre care cel din tâi sunt eu. Nu ne place să schimbăm listele. Pe lista păcătoșilor, eu ultimul. Ei, la alții sunt mult mai păcătoși decât mine. Pe lista slujbelor, eu în frunte. Hai să luăm exemplul lui Pavel. Să ne uităm la rugăciunea lui Moise. Și mai e un lucru. Al treilea verset care mi-atrage atenția la rezultatul bun pe care l-are o rugăciune de felul acesta. Versetul 29. Și mai sunt câteva versete care sunt legate de el, dar merită să le priviți doar. Moise s-a pogorât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea pentru că vorbise cu Domnul. Cel mai important rezultat al rugăciunii personale, a întâlnirii personale cu Dumnezeu, a luării unui timp de calitate cu Dumnezeu, este că se schimbă ceva la tine care e vizibil. Știați că în dimineața asta ați fost urmăriți? Sunt foarte multe comentarii că încă mai există securitate. Nu știu asta, dar știu un lucru. Că noi, adventiștii, sâmbăta suntem urmăriți. Întotdeauna există un vecin care poate să-și fixeze ceasul după tine, știe la ce oră pleci de acasă și se uită la ceas și spune, iar a plecat la biserică, te vede că te-ai îmbrăcat frumos. Da? Și se uită la tine și zice, uite, adventistul se duce la biserică și te urmărește, se dă perdeaua deoparte, se uită. Da? Și ce vede vecinul? Vede un om încărcat de poveri, de frământări, de griji adunate pe parcursul unei săptămâni întregi. Știți ce gândește vecinul când te vede așa? Spune, uite, e ca și mine. Nu e nimic schimbat. Cum e el, așa și eu. Cum e eu, așa e și el. Eu poveri, el poveri. Eu griji, el griji. Și ajungi la biserică și aici te întâlnești cu Dumnezeu și se schimbă ceva, corect? După ce te-ai întâlnit cu Dumnezeu, poverile au fost descărcate, te simți altfel. Și pleci acasă. Și din nou cineva te urmărește, da? Omul știe, pe la ora asta trebuie să se întoarcă pocăitul. Se uită, se dă perdeaua deoparte, se uită la tine și ce vede? Vede un om cu fața senină, despovărat, plin de bucurie, plin de energie, da? Și spune, Domnule, ce i-au făcut omului ăstuia? Oare ce i-au făcut acolo? Că l-am văzut cum a plecat și îl văd cum se întoarce. Știu, vă uitați acum la mine și undeva în interiorul dumneavoastră dați din cap. Nu, frate, nu e așa. E invers. Pleci de acasă mai vesel și când ajungi aici, se întâmplă că vine cineva și zice o vorbă mai grea și pleci de aici acum, împovărat. Și omul te vede și spune, în viața mea nu calc acolo, uite cum a plecat la biserică și cum se întoarce. Nu știu dacă se întâmplă așa aici, dar a fost un exemplu care merită luat în seamă. Știți de ce? Pentru că cea mai bună evangelizare este viața noastră și modul în care arată fața noastră. Ce exprimă fața aceea? Exprimă întâlnirea cu Dumnezeu sau nu? Oamenii au văzut fața lui Moise și ce au făcut? Ah, ce grozav! Aș vrea și eu să-L întâlnesc în felul ăsta pe Dumnezeu. Fii gata dis de dimineață. Suire de dimineață pe muntele Sinai. Să stai acolo înaintea mea. Nimeni să nu se suie împreună cu tine. Dimineața aceasta mi-aș dori tare mult să avem o întâlnire personală cu Dumnezeu.
inima noastră să se lipească de inima lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, vreau să am o întâlnire cu Tine. Vreau să-mi vorbești personal. Vreau să transmiți acele lucruri care pot să transforme caracterul meu, viața mea. Pentru că atunci când plec de aici, oamenii să te vadă pe tine și nu pe mine. Amin. Nu știu cum obișnuiți să vă rugați. Ne plecăm pe genunchi și aceia dintre noi care au, da, o rugăciune, un cuvânt de spus lui Dumnezeu să o poată face cu toată inima. Vă invit să ne plecăm pe genunchi. Se va spune amin de la amvon în momentul în care ne ridicăm. Tatăl nostru care locuiești sus în ceruri, mai sfântecați înainte în fericitare ca să-ți mulțumim frumos, pentru că ai condus pașii noștri prin acest loc asur. Binecuvintează-ne Tu, puterea Duhului Tăcestului, și Duhul Tăcestului să ne facă să înțelegem cuvintele din această dimineață. Și fă, Doamne, ca noi să putem să le și trăim în viața noastră de fiecare zi. Că, Doamne, să ai milă de fiecare copil al Tău, să ne să te înduc de noi, viața noastră să fie schimbată prin cuvântul Tău. Te laudăm și îți preamărim numele Tău de acum și până în veci. Amin. Amin. Te slăvim, Părintele nostru Ceresc, pentru că și în această dimineață sfântă de sabat ne-ai adus pașii aici în casa de rugăciune ca să ne întâlnim cu Tine, Doamne. Dorim să ne binecuvintezi așa cum suntem. Ajută-ne să înțelegem cuvântul Tău mai departe, să îl punem în practica vieții noastre și să putem lăuda numele Tău al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt în veci. Amin. Amin. Amin.
pentru timpul care urmează. Îi rog pe diaconii școlii de sabat să adune darurile pentru școala de sabat. Între timp, dacă careva dintre dumneavoastră aveți de spus ceva pentru comunitate, puteți. Iar după aceea vom trece la studiu biblic pe clase. Pardon, de data aceasta, având în vedere că suntem mulți plecați în concediu, fratele Iacob va ține studiu biblic de la Amvon și îl vom face împreună cu el toată comunitatea.